Eu sunt Alex Tache, am 30 de ani, sunt IT-ist de profesie și în plus sunt și persoană cu dizabilități. M-am îmbolnăvit în 2004, am rămas la 4 ani și jumătate. În urma perioadei respective am ajuns să am nevoie să o fiu dependent de un scaun cu rotile. A însemnat să pierd libertatea, a însemnat să mă agăț de ceva care să mă țină, să nu mă dărâm psihic mai mult decât eram fizic. Pentru persoane cu dizabilități, pandemia a fost un lucru care le-a impactat viața, dar nu la fel ca persoanelor tipice. Pentru că persoane cu dizabilități nu au libertate, nu ies foarte mult din casă. Când a venit pandemia și am văzut că s-a lansat proiectul acestui ONG care mi se potrivea mie mânușă, am decis să mă implic. Proiectul implica să transporti persoane care au nevoie cu mașina ta și atunci, practic, însemna că eu puteam să mă plimb, să am din nou libertate, dar în același timp să ajut și alți oameni. Am avut câteva transporturi în care nici n-a contat că i-am ajutat cu drumul în sine. Și a contat că au avut cui să povestească, a contat că am venit eu în scaun cu rotile să-i ajut pe ei, iar asta le-a dat o speranță. Mi-am însușit o zicală, dacă mă opresc, sunt un om mort. Poate nu fizic, dar emoțional și spiritual, clar. În ăștia 2 ani am învățat despre mine că pot să-mi depășesc condiția constant. Imprevizibilul poate să apară oricând și că important este mai degrabă cum ne adaptăm și cum mergem mai departe, indiferent de circunstanță. Dar totuși să reușești să ajungi departe prin puterea ta.